Mergem mai departe și ne întâlnim acum cu Dorin Chiotea și cu invitații săi. Salutare, dragilor, de aici, de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Astăzi debutează o expoziție extrem de interesantă, București Modernism Art Deco, București Oraș Art Deco. V-am mai arătat câte ceva în urmă cu câteva luni la Romanian Design Week, cumva am surprins prin niște săli pe acolo, alături de mine, senior Dragoș Dogaru, designer, și senior Adrian Ciocăzanu, arhitect. Începem, pentru că timpul este scurt. O să ne arate Dragoș ce au creat practic oamenii ăștia. Practic este vorba, și mă apropii de Dragoș ca să ne povestească despre ce putem vedea aici pe acest ecran. Aici puteți vedea platforma București Art Deco, București Modernism Art Deco. Pe artdecobucarest.ro puteți regăsi 390 de imobile care sunt indexate pe această platformă și le puteți naviga, puteți vedea cum arată ele și... Și istoria, istoricul locului, mai multe articole și informații pe care le publicăm noi în mod normal. Pe, de exemplu, aici este Universitatea de Drept. Da, două secunde. O muncă titanică, pentru că multora dintre noi nu ne place orașul în care trăim, nu ne plac orașele în care trăim din România, credem că nu reprezintă mare lucru, dar practic avem o reprezentare online a clădirilor, în cazul de față Art Deco din București, care ne trezesc atâtea și atâtea sentimentalisme și ne dau atâta identitate. Pentru a le populariza, pentru că până la urmă subiectul acesta este un subiect al identității Bucureștiului. Și identitatea Bucureștiului e percepută că nu există. Ea există acolo și asta este munca pe care o facem alături de Iglu, de a promova valorile culturale, patrimoniale ale Bucureștiului. De exemplu, arhitectura Art Deco. Da, un demers civic, istoric, dacă vreți, și de frumusețe de excelentă calitate, despre care puțină lume vorbește, pentru că de multe ori, Adrian Ciocăzanu, o să te iau imediat la întrebări și pe tine, auzim sintagma: n-ai ce să faci în București, nu ai ce turism să faci, nu ai ce vedea în București. Ei bine, priviți această expoziție și, într-adevăr, rezultă cu totul altceva. Rezultă că există un potențial fantastic pentru turism cultural în București. Bucureștiul este efectiv un hub de arhitectură și, din punctul nostru de vedere, pentru că noi avem un focus pe această perioadă, anii 20-40, perioada interbelică, perioada modernistă, și pe care noi am, peste care noi am venit cu un reflector: Modernism Art Deco, BMAD, București Modernism Art Deco. Avem sute de clădiri pe care vrem să le scoatem la lumină, vrem să le arătăm bucureștenilor și vrem să încercăm prin acest proiect, mai mult de atâta, să punem Bucureștiul pe o hartă culturală, de turism cultural internațional. Pentru că există o rețea întreagă în lume de orașe Art Deco, New York, Bruxelles, Paris... Fotografii vechi aici, excelent conservate de acești domni, excelent făcute rost, nu știu, numai voi știți cum, Dragoș Dogaru. Sunt fotografii realizate de Vili Prager, luate din Freiburg. Noi nu avem arhiva fotografiilor Bucureștiului, arhiva este la în Germania. Incredibil. Da, incredibil. De exemplu, această imagine, reprezentare a anilor 30... E foarte contemporană. Bucureștiul era perceput atunci ca un oraș, cum puncta și... Hai să mai ne plimbăm, să mai vedem, că timp nu mai este foarte mult. Da. Continuă-ți ideea. Era perceput ca un oraș modern, cu bulevarde largi și clădiri înalte. De exemplu, aici, în această secțiune, din Biblioteca Mădălin Ghigeanu, veți regăsi poze și relatări ale fotoreporterilor vremii, care punctau că, în engleză, că orașul este modern. Așa. Orașul este modern și foarte dezvoltat. Foarte dezvoltat, chiar punctau skyscrapers, modern city, modern Bucharest. Un oraș pe care noi nu-l mai percepem acum.
Da, fascinant, îl percepem doar prin prisma aglomerației. Iată și o imagine extraordinară de pe Calea Victoriei cu Palatul Telefoanelor din urmă cu niște 10 de ani, da? Cu aproape 80 de ani, dacă vreți, care arată exact ca acum. Și pătrundem acum în această zonă unde la fel acești doi domni împreună ajutați de studenți, ajutați de oameni care au vocația asta a voluntariatului, au creat și astfel de, mă rog, nu știu cum să spun, imagini tridimensionale, combinație între Adrian Ciocăzanu, între plasmă, LCD și fotografie. Deci de fotografii pe care le veți regăsi pe plasme, o să găsiți inclusiv printuri, cum spuneam, de arhivă, fotografii actuale făcute de doi, trei fotografi arhitecți, chiar și de Dragoș, care a făcut, el a început acest proiect și a făcut zeci de fotografii. Le-am indexat, vrem să le arătăm. Credem în acest proiect, este un proiect fabulos, sunt convins și ne-am dat seama că, pentru că suntem în etapa a treia, BMA 3.0, București, oraș Art Deco, am avut feedback din primele două etape, bucureștenii se bucură, își doresc, vor să-și cunoască orașul, vor să se conecteze cu el și efectiv, după ce am făcut câteva tururi pentru prieteni, un fel de voluntariat, am făcut noi pentru prieteni tururi prin oraș, arătându-le ce au sub nas, au început să privească cu totul și cu totul altfel și au început să-mi spună: da, regăsesc, da, întâlnesc, da, văd. Da, bucurați-vă, vin eu și vă spun, pentru că într-adevăr avem ce arăta, avem moștenire Art Deco, avem cultură până la urmă, prieteni, și avem clădiri. Putem avea și turism. Dragoș Dogaru, să trăiască, mulțumesc foarte mult. Da. 11 noiembrie, la vă așteptăm la expoziție, avem conferințe, avem tururi ghidate, avem un concurs de arhitectură. Puteți afla mai multe informații pe artdeco.biucarest.ro. Hai România, asta face pasiunea din om. Veniți la Universitatea de Arhitectură de azi de la 6 până pe 11 noiembrie. Cu bine!